Cea de-a patra lecție din ciclul acesta de predici numite Trebuie să fim, în seara aceasta trebuie să fim înțelepți, este pentru noi un moment de meditație, un moment în care ne vom cere iertare, ne vom hotărî pentru lucruri nefăcute. Mai întâi, despre definiția cuvântului. Să definim cuvântul înțelepciune așa cum îl găsim scris. În primul rând, din punct de vedere al dicționarului explicativ al limbii române, înțelept este un om care are mintea curată, care este deștept și are judecată sănătoasă. Din punct de vedere biblic, înțelept în Vechiul Testament folosea cuvântul hocma, însemna înțelegere, în unele texte biblice, spre exemplu în Iov de câteva ori, pricepere, în alte texte biblice ale Vechiului Testament însemna prudență. Aici, în Vechiul Testament, înțelepciunea este ceva practic, nu este informația inteligentă din minte. Aceasta nu este înțelepciune în Vechiul Testament. Înțelepciunea aici era ceva practic, ce făcea omul cu fapta. Înțelepciunea aici presupune arta de a avea succes în ceea ce faci cu fapta. Ceva ce faci corect pentru a avea rezultatele dorite. Inteligența este capacitatea de a ști multe lucruri. Înțelepciunea este capacitatea de a le practica. Inteligența este capacitatea intelectuală de a avea multe cunoștințe. Înțelepciunea este capacitatea de a trăi aceste lucruri pe care le știm. În Noul Testament, cuvântul folosit din limba greacă este sofia. Asta înseamnă înțelepciunea dată de Dumnezeu sau înțelepciunea care se potrivește cu voia și cu interesele lui Dumnezeu. Înțelepciunea care este despărțită de revelația lui Dumnezeu, adică de înțelepciunea care vine de la Dumnezeu, este în cel mai bun caz o înțelepciune lumească. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 17. De fapt, Hristos m-a trimis să botez, nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia, nu cu înțelepciunea vorbirii. Aici înseamnă nu cu înțelepciunea pe care o folosesc oamenii când vorbesc, oamenii din lume, filozofii laici, ca nu cumva crucea lui Iisus Hristos să fie făcută zadarnică. Sau în cel mai bun caz, spuneam, este lumească, însă în cel mai rău caz este drăcească. Iacov 3:15. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, este pământească, firească, drăcească. Oamenii lui Dumnezeu din vechime, din istoria creștinismului, au spus despre înțelepciune. Bună oară, Ioan Hrisostom, cum îi se spune Ioan Gură de Aur, pentru că vorbea bine. El a spus în timpul vieții lui, înțelepciunea care este unită cu răutatea nu mai este înțelepciune. Când vine înțelepciunea, răutatea pleacă. El vrea să spună că un om înțelept nu este un om rău, iar un om rău nu este un om înțelept. Marco Ascetul, un mare credincios al istoriei creștine, spunea, arată-te înțelept cu faptele, pentru că nu există un cuvânt de înțelepciune mai mare decât o faptă. Haideți să observăm puțin care este originea înțelepciunii. În al doilea rând, care este originea înțelepciunii? Sunt patru categorii de înțelepciune sau patru feluri de înțelepciune. Observați în Iacov, capitolul 3, versetul 15. Înțelepciunea poate să fie de sus, adică duhovnicească, poate să fie pământească, poate să fie firească și poate să fie drăcească.
Haideți să le luăm puțin pe rând și să încercăm să spunem suficiente cuvinte pentru ca să devină limpede diferența între ele. Înțelepciunea care vine de sus este o înțelepciune divină. Ea se primește doar prin revelație. De foarte multe ori noi o încurcăm cu înțelepciunea pământească. În 1 Împărați, capitolul 4, versetul 29, Dumnezeu a dat lui Solomon înțelepciune. Solomon a fost înțelept și până să-i dea Dumnezeu înțelepciune. Dar când Dumnezeu i-a dat înțelepciune lui Solomon, înțelepciunea primită, n-a mai fost o înțelepciune pământească, n-a mai fost o inteligență, n-a mai fost o sclipire a minții, n-a mai fost expresia unei culturi, n-a mai fost elocința unei școli, a fost ceva de sus, a fost ceva de factură cerească. Înțelepciunea de sus îl onorează pe Dumnezeu și împlinește doar interesele lui Dumnezeu. Nu este doar înțelepciunea aceea care îl face pe om, om de treabă și liniștit. Înțelepciunea de sus se concentrează doar asupra lucrurilor duhovnicești, punând pe planul 2 existența lucrurilor materiale. Înțelepciunea pământească, în al doilea rând, este înțelepciunea constructivă care nu implică imoralitate. Este înțelepciunea sănătoasă, este înțelepciunea bună, este înțelepciunea omenească. 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 12. Pavel din nou spunea, nu mă bazez pe o înțelepciune omenească, adică filozofică, intelectuală, ci mă bazez pe harul lui Dumnezeu. Înțelepciunea pământească nu cunoaște revelația sau o neglijează. Înțelepciunea pământească se concentrează asupra împlinirii nevoilor vieții, nu plăcerilor. Să nu confundați înțelepciunea pământească cu înțelepciunea firească. Înțelepciunea pământească are legătură cu partea morală a vieții, cu probleme de familie, cu probleme de business, cu probleme de existență, dar care exclud imoralitatea. Este o înțelepciune pe care o au oamenii care trăiesc cinstit și frumos. Dar nu este o înțelepciune care e pusă în slujba lui Dumnezeu, și este o înțelepciune care aduce beneficii în interesul meu, în plan material, îmi împlinește nevoile din existența materială. Ea este limitată de împlinirea nevoilor din existența materială. Înțelepciunea pământească se dobândește prin intuiție și mai ales prin experiență. Ea nu este o înțelepciune pe care o primești ca dar, prin revelație, ci este o înțelepciune care se dobândește prin experiență, prin școli. De aceea, de obicei, ea este direct proporțională cu vârsta. Înțelepciunea pământească este, de obicei, direct proporțională cu vârsta. Adică, în Iov, capitolul 12, versetul 12, Biblia spune, la bătrâni se găsește înțelepciunea. De ce se găsește la bătrâni? Pentru că bătrânii trecând prin viață, confruntându-se cu tot felul de circumstanțe, s-au lovit de atâtea împrejurări și de atâtea necazuri, încât au devenit înțelepți. Dar atenție, înțelepciunea aceasta nu e o înțelepciune de sus, ci e o înțelepciune care s-a acumulat de-a lungul anilor. Priviți Iov, capitolul 32, versetul 9. Nu vârsta aduce înțelepciunea, spune tot Biblia. Asta înseamnă că poți să trăiești oricât de mulți ani. Pământește, ai înțelepciune pentru că te-ai lovit de multe. Dar asta nu înseamnă că dacă ești bătrân ai înțelepciune de sus. Înțelepciunea de sus nu are legătură cu vârsta. Înțelepciunea de sus are legătură cu intensitatea relației cu Dumnezeu, are legătură cu planul pe care Dumnezeu îl are cu un om, are legătură cu credincioșia și are legătură cu dedicarea. Frații mei,
Vă rog respectos, faceți diferențe, diferență în aceste, între aceste patru categorii de înțelepciune. De foarte multe ori le încurcăm când evaluăm oamenii și manifestarea activităților lor, încurcăm înțelepciunea cerească cu cea pământească și cu cea firească. De obicei pe cea drăcească nu o încurcăm, că aceea este în extrema rea, negativă. Înțelepciunea firească este înțelepciunea destructivă care implică imoralitatea. Este înțelepciunea egoistă, mândră, destrăbălată și imorală. 2 Samuel, capitolul 20, versetul 22. Și femeia s-a dus și a înduplecat tot poporul cu înțelepciunea ei. Au tăiat capul lui Sheba, fiul lui Bicrisi, și l-au aruncat înaintea lui Ioab. Femeia aceasta a fost înțeleaptă, dar înțelepciunea ei n-a fost o înțelepciune cinstită, a fost o înțelepciune necinstită, n-a fost o înțelepciune constructivă, adică înțelepciunea unui om care își face o familie sănătoasă. El nu e pocăit. Sunt mulți oameni pocăiți care au o familie sănătoasă. Au oamenii un serviciu și trăiesc cinstit. Ei nu sunt mântuiți. Ei vor merge în iad. Dar pe pământ sunt niște oameni care nu fac probleme la nimeni. Sunt niște oameni de bine, niște oameni morali, din punct de vedere al moralității relative din societate. Înțelepciunea pământească exclude sfințenia, dar moralitatea de factură socială o are. Când vorbim însă de înțelepciune firească, atunci vorbim de o viață care e trăită nu pentru împlinirea nevoilor, ci pentru împlinirea plăcerilor. Diferența între înțelepciunea pământească și firească este următoarea. Înțelepciunea pământească are în vedere satisfacerea nevoilor umane, nevoilor din lumea materială. Înțelepciunea firească are în vedere satisfacerea plăcerilor. Adică nu are legătură cu viața de familie, are legătură cu viața extrafamilie. Nu are legătură cu mâncarea și somnul, ci are legătură cu alcoolul și țigările. Aceasta este diferența între înțelepciunea pământească și firească. Când Dumnezeu l-a făcut pe om, l-a făcut și l-a așezat pe pământ și există o fire pământească, omenească, de genul nevoia de somn, nevoia de mâncare, nevoia de apă, nevoia de a te căsători, nevoia de odihnă, nevoia de muncă, acestea nu sunt nici morale, nici imorale. Acestea sunt nevoi pământești, sunt nevoi ale existenței umane. Ele nu sunt bune sau rele. Însă dincolo de acestea sunt și nevoi, sunt și fapte, este și înțelepciune firească. Asta nu mai are legătură cu satisfacerea nevoilor, ci are legătură cu satisfacerea poftelor, a plăcerilor. Asta implică imoralitate. Înțelepciunea firească respinge și disprețuiește revelația. Înțelepciunea pământească doar neglijează revelația. Înțelepciunea firească se concentrează asupra plăcerilor, nu asupra nevoilor. În al patrulea rând, cel de al patrulea tip de înțelepciune este înțelepciunea drăcească. Această înțelepciune este periculoasă, este demonică. Aduceți-vă aminte, ea se manifestă de multe ori în Biblie, eu vă dau doar un exemplu în această seară. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu vei muri, dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din rodul pomului, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu. Observați, a pus o motivație. Înțelepciunea drăcească întotdeauna pune o motivație împotriva lui Dumnezeu. Adică i-a spus omului, tu vei fi o persoană slabă dacă îi vei permite lui Dumnezeu să te țină în starea asta limitată de mediocritate. Ascultă-mă pe mine și ridică-te din condiția de mediocritate în care te-a pus Dumnezeu. El vrea să te țină sub papucul lui, însă eu te sfătuiesc, ridică-te să fii mai mare, să fii mai mult. Ridică-te împotriva lui Dumnezeu și alegerilor lui. Și l-a motivat pe om, oferindu-i un viitor mai bun,
Înțelepciunea drăcească nu are legătură cu poftele. Ea are legătură cu lucrarea împotriva lui Dumnezeu. Încă o dată, înțelepciunea care vine de sus ne dă nouă înțelepciunea lui Dumnezeu pentru a face lucrările lui Dumnezeu. Acest tip de înțelepciune nu ne este dat pentru viața normală, pentru viața de toate zilele. Înțelepciunea care vine de sus ne este dată pentru partea spirituală a vieții, ne este dată pentru administrarea spirituală a activităților vieții și în general ne este dată să fie pusă în slujba lui Dumnezeu pentru eficiența lucrării lui Dumnezeu. Înțelepciunea pământească o dobândim prin experiență. Ea are legătură și cu coeficientul de inteligență, adică cu înzestrarea nativă pe care omul o are când se naște. Unii oameni se nasc mai predispuși spre înțelepciune, alții mai nepredispuși spre înțelepciune. Unii au coeficientul de inteligență mai mare, peste 1 și 10, 1,20, alții l-au sub 1, alții chiar și sub 0,80. Ei bine, oamenii aceștia niciodată nu vor excela, dar dincolo de aceste particularități, înțelepciunea pământească are la bază intuiția și experiența umană. Acest tip de înțelepciune nu e o înțelepciune rea, e o înțelepciune bună, dar nu e o înțelepciune bună pentru împărăția lui Dumnezeu. E o înțelepciune bună pentru mine, pentru business-ul meu, pentru familia mea, pentru viața materială. Pavel spune, eu am înțelepciunea aceasta, că am câștigat-o în școli, dar eu nu cu înțelepciunea asta mă duc să predic Evanghelia. Eu sunt o persoană instruită din punct de vedere scolastic. Eu sunt o persoană educată, eu sunt o persoană care a trecut prin școli, dar nu cu o înțelepciune pedagogică mă duc să predic Evanghelia. În slujba mea e prezentă o înțelepciune de sus. E prezentă o autoritate care îl distruge pe diavolul, îl eclipsează pe diavolul și îl pune în umbră. În felul acesta eu am autoritate. Frații mei, este bună școala. Aproape este indispensabilă, este bună pregătirea umană, este de-a dreptul indispensabilă. Însă în slujba lui Iisus Hristos nu este suficient ce poate face omul singur. Este nevoie de o înzestrare specială care este dată numai oamenilor chemați. Dumnezeu nu dă ciocanul decât persoanei pe care a chemat-o să lucreze cu ciocanul. Nu dă patentul decât persoanei pe care a chemat-o să lucreze cu patentul. Dumnezeu nu aruncă instrumente și cine le prinde, noroc bun. Dumnezeu cheamă oameni pentru slujbe separat și la fiecare îi dă abilitatea de care are nevoie în slujba respectivă. Adică, dacă Dumnezeu are în vedere să devin cântăreți, Dumnezeu îmi va da niște daruri și îmi va da înțelepciune în domeniul acesta specific. Dacă Dumnezeu are în vedere să devin un evanghelist, sau un apostol, adică un evanghelist într-o zonă foarte aridă, unde n-a ajuns Evanghelia, atunci Dumnezeu îmi va da niște abilități și o autoritate, semne și minuni de care am nevoie pentru slujba la care El m-a trimis. Dacă Dumnezeu mă face un conducător, un episcop sau un predicator, Dumnezeu îmi va da abilități nu de cântăreț, că locul cântărețului nu e aici, acolo. Înțelepciunea aceasta este foarte diferită de la o poziție la alta, de la o slujbă la alta. Darurile pe care Dumnezeu le dă, le dă în funcție de ce face omul. Dumnezeu nu aruncă darurile, Dumnezeu nu împarte darurile în mod inconștient. Dumnezeu dă daruri după cum voiește. Biblia spune și Duhul împarte după cum voiește. Înțelepciunea de sus are legătură cu slujirea. Înțelepciunea pământească este o înțelepciune pe care o câștig eu dacă mai ales sunt înzestrat prin naștere cu un coeficient de inteligență bun. Înțelepciunea firească este o înțelepciune care este folosită spre imoralitate, spre destrăbălare, spre păcat. Și ea are la bază intuiția și experiența umană, dar ea, diferit de înțelepciunea pământească, nu este folosită pentru împlinirea intereselor și nevoilor vieții, ci este folosită pentru satisfacerea plăcerilor. Adică omul acesta este destrăbălat. Pe când al patrulea tip de înțelepciune este o înțelepciune pusă în mâna diavolului împotriva lui Dumnezeu. Înțelepciunea drăcească luptă să distrugă revelația.
Încă o dată, frați și surori, înțelepciunea de sus promovează revelația. Înțelepciunea pământească neglijează revelația. Înțelepciunea firească disprețuiește și respinge revelația. Iar înțelepciunea drăcească vrea să distrugă revelația. Este un proces care se accentuează împotriva revelației, adică împotriva lui Dumnezeu. În al treilea rând, care a fost scopul lui Pavel atunci când a scris textul de la Timotei și de la Tit? E drept, în această seară eu nu am citit din cele două locuri, am citit dintr-un al treilea, respectiv Matei capitolul 10, versetul 16. Dar am citit un verset biblic care vorbește despre faptul că noi suntem trimiși cu o înțelepciune care vine de la Dumnezeu în mijlocul unor oameni care au fie înțelepciunea pământească, fie înțelepciunea firească, fie înțelepciunea drăcească sau pe toate trei. Dar noi suntem trimiși cu o înțelepciune care vine din revelație, însă această revelație nu ne este dată decât dacă suntem credincioși și ascultători și în funcție de darul pe care l-am primit și de trimiterea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Adică Dumnezeu nu ne va da mai multă înțelepciune decât avem nevoie în slujbă, dar nici mai puțină. Dumnezeu nu mă va trimite pe mine să predic dacă El m-a trimis, fără ca să-mi dea resursele de care am nevoie atunci când predic Evanghelia, Evanghelia să nu conțină doar informație, să conțină și autoritate. Că și filozofii au informații în ce spun ei, dar ei n-au autoritate. Când Pavel scrie lui Tit acele două texte pe care eu vi le-am spus că conțin cele 18 calități ale omului lui Dumnezeu, și lui Tit, el, prin ceea ce scrie, dacă deschideți la Tit, capitolul 2, el ne arată că înțelepciunea, și acum vă rog să fiți atenți și foarte critici în ascultarea dumneavoastră, înțelepciunea este singura caracteristică a maturității creștine care se aplică tuturor mădularelor lui Iisus Hristos. Mai repet încă o dată. Înțelepciunea este singura caracteristică creștină a maturității care se aplică tuturor mădularelor lui Hristos. Priviți, vă rog, Tit, capitolul 2. În versetul 1, Biblia, prin Pavel, spune către Tit, tu trebuie să fii înțelept, îi zice, învățătura sănătoasă. Apoi către bătrâni, voi trebuie să fiți streji. Aici cuvântul este atenți, înțelepți. Către femeile în vârstă, versetul 3, să învețe pe cele tinere. De asemenea, versetul 4, către femei, să învețe pe alții. Versetul 6, către tineri, să fie cumpătați. Aici cuvântul este să fie echilibrat, să fie înțelepți. Observați că apostolul Pavel ia toate categoriile de vârstă din biserică. Bătrâni, tineri, femei, bărbați, slujitori. Și el spune, trebuie, e un imperativ, trebuie. Eu nu trebuie să fiu predicator, eu pot și să nu fiu predicator. Pot să stau pe bancă și voi ajunge în cer. Dar dacă eu nu sunt înțelept, atunci viața mea, datorită lipsei de înțelepciune, va fi trăită în păcat, dedesubtul criteriilor de evaluare ale lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu va veni, mă va găsi aici jos, în mediocritate. Și nu mă va putea lua la sine, pentru că lipsa de înțelepciune m-a expus la o viață trăită în păcat, în mediocritate și în neștiință. Pentru că înțelepciunea aceea lumească, pentru că înțelepciunea firească și pentru că înțelepciunea drăcească sunt trei tipuri de înțelepciune în afara revelației lui Dumnezeu. De foarte multe ori, una dintre aceste trei tipuri este calificată drept o înțelepciune bună și spunem noi, lasă că este un om bun, lasă că este un om liniștit, lasă că a excelat într-un domeniu, lasă că a excelat în alt domeniu. Înțelepciunea care vine de sus, excelează într-un domeniu, dar nici în celelalte domenii nu-i păcat. Înțelepciunea pământească excelează într-un domeniu, adică el este medic și la capitolul medicină poate să-ți facă transplant de inimă, dar când iese afară, el a divorțat deja de două neveste, are vreo două, trei rânduri de copii
și deja are o altă amantă. Iată dar cum înțelepciunea pământească l-a făcut să ajungă la performanță în domeniul profesional. Dar în domeniul familial este vraiște, este eșec, este faliment. E bine, înțelepciunea care vine de sus îți dă un dar într-un domeniu, predicator, cântăreț sau alt dar. Însă în același timp, nici în celelalte dimensiuni ale vieții nu e păcat. Pentru că Dumnezeu nu pune vin bun în burdufuri cârpite și vechi. În al patrulea rând, aș vrea să observăm, frați și surori, cum se exprimă înțelepciunea. Observați, vă rog, că în Biblie găsim foarte multe texte care ne învață cum se exprimă înțelepciunea. Eu am ales câteva care mi s-au părut mai potrivite, în sensul că au un mesaj mai profund pentru noi, dar și mai actual vis-a-vis de nevoile noastre. Psalmul 111, versetul 10. Frica de Domnul, de fapt nu frica de Domnul, ci frica Domnului, este începutul înțelepciunii. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că întotdeauna înțelepciunea va fi vecină și soră cu frica și cu respectul. Însă când spun frică, nu mă refer la frica care domină, frica negativă, care înseamnă neîncredere, lipsă de siguranță, ci mă refer la frica care se exprimă prin respect față de Dumnezeu, adică la frica de păcat, nu la frica de lucruri sau de oameni, de întuneric sau de noapte. Iată dar, unul dintre felurile prin care se exprimă înțelepciunea este respectul și frica de păcat. 1 Petru, capitolul 4, versetul 7. Fiți înțelepți și vegheați în vederea rugăciunii. Observați că un al doilea fel în care înțelepciunea se exprimă este rugăciunea. Un al treilea fel în care înțelepciunea se exprimă este rugăciunea. Frați și surori, nu poate exista înțelepciune în mintea unui om care nu se roagă. Pentru că în momentul în care eu sunt un om înțelept, eu știu că trebuie să mă rog, că mă rog în beneficiul meu. Un om înțelept se roagă pentru că înțelepciunea îl face să înțeleagă că e în beneficiul lui să se roage. Omul care nu se roagă e un om neînțelept. El se încrede în el și spune, ce mă duc eu să mă rog? Dumnezeu oricum mă binecuvintează. Și asta îl conduce pe drumul superficialității, al ignoranței, al depărtării de Dumnezeu. Dar când omul are înțelepciune, el știe că nu se poate fără rugăciune în viața aceasta. Și atunci când în comunitatea în care el este, în familia din care el vine, este un timp de rugăciune, el nu-l evită, pe el rugăciunea nu-l plictisește. Așa cum pe mine nu mă plictisește să mănânc, am poftă de mâncare, că sunt sănătos. Tot la fel când ești sănătos, duhovnicește, ai poftă de rugăciune. Când nu mai are omul poftă de mâncare? Când e bolnav, iar când moare nu mai mănâncă deloc. Așa sunt oamenii care nu se roagă. Se îmbolnăvesc și nu mai au plăcere să se roage. Ocolesc rugăciunea. Fac ei multe, dar când e vorba de rugăciune, nu practică rugăciunea. Dacă te rogi cu ei, după 30 de secunde, nu îi se mai aude vocea. Duminică dimineața, evită să vină la timpul de rugăciune. Marți seara, întotdeauna este ocupat. Scumpii mei, eu vă dau doar niște exemple care presupun aplicația practică. Nu vreau să fac reproșuri nimănui, pentru că dacă dumneata vii duminică dimineața și te rogi, eu nu câștig nimic, dar dumneata câștigi cerul, îți câștigi familia, îți câștigi sufletul. Dacă vii marțea și te rogi, eu nu câștig nimic, nu plec eu mai bogat acasă, nu mi se mărește mie salariul sau nici nu mi se micșorează. Faptul că dumneata vii este avantajul dumitale. Eu ce-ți spun în această seară, nu vreau să te simți rău, nu vreau ca să te jignesc, ci vreau să-ți dau niște exemple că omul înțelept practică rugăciunea și veghează în rugăciune. Omul care nu veghează în rugăciune nu este înțelept. Nu eu o spun, Biblia o spune. Iov, capitolul 33, versetul 33. Taci
și eu te voi învăța înțelepciunea. Taci și eu te voi învăța înțelepciunea. De cele mai multe ori Dumnezeu nu poate să ne vorbească pentru că noi vorbim în același timp. Dumnezeu spune, mai taci odată și ascultă-mă că vreau să-ți spun ceva. Dar noi atâtea lucruri știm, atâta avem de spus, încât nu tăcem niciodată. Cum să ne vorbească Dumnezeu dacă noi vorbim? De cele mai multe ori Dumnezeu nu ne vorbește pentru că noi nu tăcem. Biblia spune, taci și ascultă-mă pentru că vreau să te fac înțelept, vreau să-ți vorbesc. Umilința este un alt factor care este vecin și soră cu înțelepciunea. Frați și surori, scumpi și dragi oameni ai lui Dumnezeu. Probabil și dumneavoastră ați întâlnit oameni care cred că sunt atât de înțelepți încât nu mai au nimic de învățat. Orice vrei să le spui, știu! Și dacă stai de vorbă cu ei, de când încep până când termin, numai ei vorbesc. De ce? Pentru că ei au multe de spus. Omul deștept are multe de spus, că dacă n-ar fi atât de deștept, ar mai și asculta. Biblia spune, taci pentru că vreau să te fac înțelept. Ascultă-mă pentru că vreau să pun înțelepciune în viața ta. Oprește-te și lasă-mă și pe mine să-ți spun ceva. Frații mei, umilința este fondul, mediul în care un om se face înțelept. Dacă eu nu-l ascult pe predicatorul acesta, nici pe acesta, nici pe acesta, și nu-l ascult nici pe tata, și nu-l ascult nici pe mama, și nu-l ascult nici pe dirijor, și nu-l ascult nici pe sora mea mai mare, și nu-l ascult nici pe unchiu, și eu tot timpul cred că tot ce spun alții sunt lucruri slabe, și nimeni nu mă poate învăța pe mine că eu sunt atât de deștept, încât nimeni nu poate să-mi dea mie un sfat. Întreb, care este culmea nepriceperii dacă nu chiar asta? Omul care este înțelept e un om care tace și cumpără, nu vinde. Care ascultă, nu care spune tot timpul, tot timpul și tot timpul. Scumpii mei, umilința este factorul pe care îl folosește înțelepciunea să pătrundă în viața noastră. Este liniștea în care așteptăm revelația lui Dumnezeu. De genul, vorbește, Doamne, că robul Tău vorbește. Vorbește, Doamne, că robul Tău tace și ascultă. Luați-vă timp să ascultați, frați și surori. Luați-vă timp să ascultați vocea lui Dumnezeu. Ea se exprimă prin evenimente, prin necazuri, prin bucurie. Ea se exprimă cel mai mult prin predicarea Evangheliei veșnice. Dar ea se poate exprima prin muzică, prin poezie, prin meditație. Ea se poate exprima în multe feluri, într-o mie de feluri, într-un milion de feluri. Modul cel mai evident în care se exprimă este Evanghelia. Taci și ascultă ca să devii înțelept. Strânge înțelepciunea, acumulează-o, pune-o în cont, lasă-o să se facă multă. Psalmul 101, versetul 2. Mă voi purta cu înțelepciune pe o cale neprihănită, frați și surori. În al patrulea rând, înțelepciunea are legătură și se exprimă prin neprihănire. Unde nu vedeți neprihănire, să nu vă treacă prin minte că acolo este înțelepciune. Adevărata înțelepciune îl conduce pe om la neprihănire. Adevărata înțelepciune îl conduce pe om la pace, nu la război. La liniște, nu la ceartă. La prietenie, nu la dușmănie. La sinceritate, nu la duplicitate. Adevărata neprihănire îl conduce pe om la sfințenie, nu la păcat. Întotdeauna înțelepciunea te conduce la neprihănire, te apropie de Dumnezeu, te face să te rogi mai mult, să citești mai mult, să postești mai mult, să fii un om mai înfrânat, mai echilibrat, mai răbdător, mai iubitor, mai iertător, un om care te uiți mai mult la tine decât la alții. Sigur, și în funcție de poziția spirituală pe care o ai. Că dacă ești pus responsabil peste un număr de suflete de oameni, atunci sigur că trebuie să-ți exprimi responsabilitatea aceasta. Proverbe 24 cu versetul 3. În al cincilea rând, prin înțelepciune se înalță o casă.
Asta înseamnă că în al cincilea rând, înțelepciunea se exprimă prin succes. Prin înțelepciune se înalță o casă. Dacă o casă s-a înălțat, veți spune, băi, dar ce meseriaș a fost ăsta, fii atent ce turnuri a făcut, fii atent ce design, fii atent ce... Nu mă pricep la case să dau exemple mai multe. Când vezi o casă ridicată, frumoasă, atunci știi că omul care a făcut-o a fost un priceput. Și Biblia spune, prin înțelepciune se ridică o casă. Înțelepciunea duce la succes, frați și surori. Când un om falimentează, nu falimentează din înțelepciune. Când un om ajunge în groapă, nu ajunge din înțelepciune. Când un om ajunge în eșec, ajunge în situație de criză, în situație limită și îi mai duce și pe alții acolo, își duce familia, își duce nevasta, își duce copiii, atunci nu din înțelepciune face așa. Înțelepciunea duce la succes, duce la propășire, nu la faliment, nu la eșec. Dumnezeu este un Dumnezeu înțelept și uitați ce a fost în stare să facă și cum e în stare să le țină în funcție, fără să se lovească una de alta. Slăviți să-i fie numele! Asta nu e o întâmplare, este expresia înțelepciunii lui Dumnezeu. De aceea Biblia spune, omului Dumnezeu trebuie să fie înțelept. Nu doar tăcut și liniștit, că aia nu este întotdeauna înțelepciune, frați și surori. Sunt oameni care vor ști să fie tăcuți și liniștiți în anumite situații, suficient de mult pentru ca să-l califici ca un om liniștit, însă nu este liniștit. Câteodată liniștea nu e o calitate, nu întotdeauna liniștea e o calitate. Dacă Domnul Iisus când a venit pe pământ și a intrat în templu era liniștit, atunci n-ar fi făcut un lucru bun. Dacă Ioan Botezătorul stând în apă și botezând, s-ar fi uitat la cei care veneau să fie botezați și le-ar fi zis, colega, n-ar fi fost bună liniștea aceea. Câteodată liniștea este irresponsabilitate. Priviți, vă rog, Proverbe, capitolul 29, versetul 15. Nuiaua și certarea dau înțelepciunea. În al șaselea rând, frați și surori, înțelepciunea se exprimă prin disciplină. Să nu spuneți dumneavoastră mie că este un om înțelept și educat, omul care este nedisciplinat. Înțelepciunea conduce întotdeauna la disciplină. Cel puțin bunele maniere un om înțelept trebuie să le aibă. Adică, dacă te nimerești în același timp cu o femeie la ușă, las-o să iasă că este femeie. Dacă te nimerești cu un copilaș mic sau cu un bătrân, din respect, lasă-l să iasă că este în vârstă, are părul cărunt. Dacă un om mai bătrân sau un om care este într-o autoritate îți dă un sfat, nu te uita la el cu dispreț că ai tu părul ridicat, că te-ai curentat și crezi că tu ești în mijlocul universului. Frații mei, înțelepciunea conduce la disciplină, conduce la ordine, conduce la relații unde se cunosc subordonarea sau supraordonarea. Oamenii care sunt înțelepți, oamenii aceia sunt persoane disciplinate, ei nu au nevoie să le spun eu, dar mai stai mă liniștit odată. Că el stă de la sine, el nu se așează pe scaunul care este al altuia, pentru că el are atâta minte încât să se uite unde e scaunul lui. Hristos spunea, nu te duce în față ca să fie nevoie să vină unul să te ridice de guler și să-ți spună, ai ajuns la vârsta asta și nu știi că locul tău e în spate? Dar nici nu sta în spate dacă locul tău este în față. Înțelepciunea creează disciplină. Creează relații de respect, creează ordine. Frați și surori, disciplina nu-i monopolul lui Gimițoi, este al Bisericii lui Dumnezeu. Este trist că trebuie cineva să ne spună să stăm liniștiți în biserică. E trist! Este îngrozitor de trist. Biserica lui Dumnezeu trebuie să fie un loc pios. Trebuie să fie un loc liniștit. Intrați dumneavoastră într-o catedrală și veți constata că acolo nu e niciun zgomot, pentru că omul ajunge într-o biserică pentru suflet. El nu mai are nevoie de dănțălău în biserică. El nu mai are nevoie de chiote.
El nu mai are nevoie să fie lovit când de unul, când de altul într-o parte. El are nevoie să se concentreze la suflet și pentru asta ai nevoie de liniște, ai nevoie de pietate, ai nevoie de o atmosferă specifică. Daniel, capitolul 2, versetul 23. În al șaptelea rând, înțelepciune înseamnă putere. Mi-ai dat înțelepciune și putere, Doamne. Omul înțelept este un om puternic. Pentru că înțelepciunea pe care Dumnezeu i-o dă, îl face să fie puternic în lucrul care i-a fost lui încredințat. În lucrul care i-a fost încredințat, Pavel spune, pot totul în Hristos care mă întărește. El a fost un om înțelept pentru că Dumnezeu l-a făcut înțelept. Frați scumpi, înțelepciunea se exprimă în al șaptelea rând prin putere. Acum sigur că probabil fiecare înțelege ce vrea prin putere. Luca capitolul 7, versetul 35. În al optelea rând, înțelepciunea se exprimă prin integritate, prin moralitate, printr-un comportament sfânt. Totuși, înțelepciunea a fost găsită dreaptă. Înțelepciunea a fost găsită dreaptă, verticală. Oamenii lui Dumnezeu au o viață verticală. Chiar dacă în anumite domenii ale vieții, din neglijență, din neveghere, se mai apleacă deseori, ei se mărturisesc și revin la poziția verticală, la poziția inițială. Oamenii lui Dumnezeu nu trebuie să fie niște oameni aplecați nici spre stânga, nici spre dreapta, ci niște oameni verticali. Sigur că unul singur e la modul absolut vertical, Dumnezeu, dar noi trebuie să ne luptăm urmându-i pilda de verticalitate. Noi trebuie să fim oameni morali, noi trebuie să fim oameni integri, noi trebuie să fim oameni care stăm drepți în fața tentațiilor vieții. Fapte, capitolul 6, versetul 3. Plin de Duhul Sfânt și de înțelepciune. Niciodată nu vom putea să disociem aceste două elemente, Duhul Sfânt și înțelepciunea. Unde este înțelepciunea, este și Duhul Sfânt, unde există Duhul Sfânt, există și înțelepciune, iar unde nu e una, nu e nici cealaltă, ele trăiesc pereche. De aceea Pavel spune, fiți plini de Duhul, asta înseamnă fiți plini de înțelepciune. Nu poate exista înțelepciune în absența Duhului. Dacă există înțelepciune în absența Duhului, înțelepciunea aceea e pământească, este firească, este drăcească. Dar înțelepciunea de care avem nevoie în lucrarea lui Dumnezeu este înțelepciunea de factură dumnezeiască. Adică înțelepciunea care vine de sus, înțelepciunea care vine din Duhul lui Dumnezeu. Și înțelepciunea care vine de sus, cum este? Nu este ca înțelepciunea pământească, frații mei. Nu este ca înțelepciunea firească. Înțelepciunea pământească are în vedere interesul meu și al familiei. Înțelepciunea firească are în vedere plăcerile și poftele mele. Înțelepciunea drăcească are în vedere interesul diavolului și distrugerea lui Dumnezeu. Dar înțelepciunea care vine de sus este întâi pașnică. Ușor de înduplecat. N-ați întâlnit oameni pe care nu-i poți îndupleca în niciun fel? Nu! Nu se lasă sub nicio formă, poți să-l iei cu ușorul, poți să-l iei cu ce l-ai luat. E imposibil de înduplecat. Înțelepciunea care vine de sus e lesne de înduplecat. Nu înspre păcat, ci înspre dedicare, înspre osteneală, înspre iubire, înspre iertare. Pentru că înțelepciunea te face să fii sensibil, flexibil, maleabil, delicat, plăcut. Fapte, capitolul 6, versetul 3. Plinătatea Duhului este asociată cu înțelepciunea. Coloseni, capitolul 4, versetul 5. Purtați-vă cu înțelepciune cu cei de afară, comportamentul social. Frați și surori, oamenii îl vor cunoaște pe Dumnezeu unde trăim noi prin atitudinea noastră. Atât va fi Dumnezeu pentru ei cât suntem noi. Dacă noi, credincioșii, oameni născuți din nou, bărbați și femei, oameni pocăiți, avem un comportament firesc, atunci ei vor crede că așa e și Dumnezeul nostru. De aceea Biblia spune, purtați-vă cu înțelepciune cu cei de afară, adică cu oamenii care sunt în afara bisericii. Purtați-vă cu înțelepciune cu ei. De ce? Să-i atrageți, proiectul 1 plus 1, să-i atrageți la biserică.
Să-i faceți curioși pentru casa Domnului. Să-i faceți geloși pentru binecuvântarea primită la biserică. Să creați un interes în ei, să vină și ei. Când vor vedea felul vostru de viață în temere, dar când vor vedea că și pocăiții sunt hoți ca nepocăiții, atunci de ce să fii hoț la biserică dacă poți fi hoț în afara bisericii? Iacov, capitolul 3, versetul 13. Faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Observați că un alt fel prin care se exprimă înțelepciunea este blândețea. Frați și surori, noi din fire, mai ales cei care au un comportament coleric sau sanguinic, adică oamenii mai iuți, mai rapizi de felul lor, ei sunt foarte tentați, foarte predispuși spre un comportament agresiv. Dar Biblia, când vorbește de blândețe, nu se referă la o blândețe de factură temperamentală, ci se referă la o blândețe de factură comportamentală. Nu trebuie să fim blânzi de felul nostru, ci trebuie să avem o blândețe a pocăinței, a neprihănirii, frați și surori. Nu una cu care ne-am născut că suntem mai moi de felul nostru. Nu! Ci e vorba de o blândețe disciplinată de Duhul Sfânt. Și Biblia spune, omul înțelept e un om blând. Adică el își cultivă blândețea în trăind cu Dumnezeu. Blândețea trebuie să îl caracterizeze pe omul lui Dumnezeu. Dacă un om nu e blând, atunci înțelepciunea lui e direct proporțională cu blândețea lui. Ne apropiem de încheiere. 1 Petru, capitolul 3, versetul 7. Purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre. Înțelepciune în familie. Știți dumneavoastră câte femei nu mai vin la biserică din pricina lipsei de înțelepciune a soților lor? Știți dumneavoastră câți bărbați nu mai vin la biserică din lipsa de înțelepciune a soțiilor? Știți dumneavoastră câți din casa noastră nu vin la biserică datorită lipsei de înțelepciune a celor ce vin? Și nu se cunoaște că vin? Nu mi-o luați în nume de rău. Eu sunt direct cu dumneavoastră pentru că vă vreau binele și pentru că vă iubesc. Și acest cuvânt, în primul rând, e valabil pentru mine, pentru sufletul meu și pentru familia mea. Scumpii mei, purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre, ca cu unele cu care veți moșteni împărăția cerurilor, ca cu niște vase mai slabe, purtați-vă cu înțelepciune. Învățați-vă să vă comportați în așa fel încât să veniți împreună la biserică. Purtați-vă cu înțelepciune, clădiți o relație, fiți atât de înțelepți încât să le atrageți, să le câștigați. Nu le respingeți, pentru că e ușor să respingi un om. E cel mai ușor. Ultimul lucru pe care îl spun, Roman 12:3, aceasta e și o aplicație practică. Prin harul care mi-a fost dat, spunea Pavel, eu spun fiecăruia dintre voi, să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, dar cât se cuvine să aibă, ci să aibă simțiri cumpătate, echilibrate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Frații mei, aplicația practică a acestei predici este următoarea. Vă invit respectos în seara aceasta, de dragul veșniciei dumneavoastră, de dragul sufletului dumneavoastră, stați înaintea Domnului în momentul de rugăciune, pe care îl vom avea după cântarea de cor. Și gândiți-vă, nu cumva eu am despre mine o părere mai înaltă decât se cuvine? Sunt oameni care cad în extrema aceasta, se cred mai valoroși decât sunt. Dar sunt și oameni care cad în extrema cealaltă, se cred mai puțin valoroși decât sunt. Prima extremă creează complexul de superioritate, adică un om care crede că e superior, el pe ceilalți îi tratează așa. Iar cealaltă extremă creează complexul de inferioritate. Un om care crede că nu are valoare este un om care tot timpul spune eu nu merit nimic, eu nu-s bun de nimic, eu nu sunt în stare să mă căsătoresc, eu nu sunt în stare să-mi cresc copiii, eu nu sunt în stare să fiu pocăit, eu nu sunt în stare să conduc mașina. E un om care are o părere extrem de proastă despre el. Și acesta e planul diavolului. Și să te crezi mai deștept decât ești, dar și să te crezi mai nepriceput decât ești. Fiecare om trebuie să aibă o părere cumpătată, echilibrată despre sine. Pentru că nu ți este de niciun folos să crezi că nu ești bun de nimic,
dar nici să crezi că ești mai grozav decât ești. Pavel spune, fiecare să aibă despre sine păreri cumpătate. Aș vrea în această seară, frați și surori, să vă invit în timpul cântării de cor, gândiți-vă la aceste lucruri. Ele compun viața noastră. Și într-o zi Hristos, împăratul, se va întoarce și ne va evalua și în funcție de înțelepciune și exprimarea ei, expresia ei și manifestarea ei. Vă rog din suflet în această seară, deschideți-vă inima și primiți acest cuvânt al Domnului. Așezați-vă în fața Lui și vedeți cum stați. Spunea prorocul, fiindcă astfel de lucruri stau să se întâmple, Israele. Iar Petru zicea, fiindcă astfel de lucruri au să se întâmple, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Noi ar trebui să fim niște oameni înțelepți și Dumnezeu să ne ajute. Amin.